Dacă este discuții, procesul verbal din 9 decembrie. Nu este discuții până la vot. Cine este pentru? Dăm cuvântul din... Dispoziția numărul 12 din 23 a 3 a 2020, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Părsănești, județul Bacău, din data de 31 ianuarie 2020. Primarul Comunei Părsănești, județul Bacău. Având în vedere dispoziția articolului 133 aliniat 1 și articolului 155 aliniat 1 litera D, în codul administrativ aprobat în OG numărul 107/2019. Dispune. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Părsănești, județul Bacău, care va avea loc în data de 31 ianuarie 2020, ore 13, la sediul primăriei Comunei Părsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordine de zi este următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale în sumă de 1.800 de lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei Stanciu Virginia, persoană adultă cu handicap grav, aflată în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Sfânta Paraschiva din Comuna Târgu Jiu, județul Bacău. Inițiator, domnul Botezat, celul primarul Comunii. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pe anul 2020, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Bârsănești. Inițiator, domnul Botezat, celul primarul Comunii. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru gradația 0 pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, începând cu 1 ianuarie 2020. Inițiator, domnul Botezat, celul primarul Comunii. 4. Proiect de hotărâre privind menținerea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali la nivelul din decembrie 2019, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Inițiator, domnul Botezat, celul primarul Comunei Bârsănești. Proiect 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințarea și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Inițiator, domnul Botezat, celul primarul Comunii. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE cu SUD SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 din 16.04.2018. Inițiator, domnul Botezat, celul primarul Comunii. 7. Diverse. Prevederile prezente dispoziție se vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Supuneți-l la vot. Supunem la vot proiectul din hotărâri din ordine de zi. Cine este? Serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial în domeniul asistenței sociale a persoanelor adulte,
precum și instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acestuia. Dacă sunt discuții, nu sunt discuții, punem la vot punctul 1. Cine este pentru? Dăm cuvântul domnului ministru Pizor. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2020, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Pârșanești, județul Bacău. Propun. Se aprobă planul de lucrări și activități de interes local pentru anul 2020, care vor fi prestate de către persoanele apte de muncă din rândul beneficiarului venitului minim garantat din Comuna Pârșanești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde viceprimarul comunei, iar prezenta va fi comunicată către instituția prefectului județului Bacău, primarul comunei Bărsănești, compartimentului de asistență și protecție socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărsănești și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției de sale cu primării, precum și, toate, și în toate statele comune. Vă citesc și planul? La ședere. La ședere, da? Da, îl citesc degeaba, domnul vice, că oricum. Ei lucrează pe lângă plată. Prea mult timp aici face cu ei, că tot mai trebuie să sala au lăsată de 6 ore, 5 ore, 8 ore, 14 ore, 12. Deci dacă vine o zi de așa jumătate, e o terminat. Dacă mai stai, scurte. Ridicându-se salariul minim, lor nu le-a, ca să nu le mărească, le-a micșorat numărul de ore care trebuie să le iei. Câte persoane mai aveți, practic? Compartimentul buget, contabilitate, venituri din aparatul de specialitate,
căruia îi revine și sarcina respectării articolului 33 din legea numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Articolul 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunii fiecărei persoane nominalizată în anexă primarului comunii, compartimentului buget, contabilitate, venituri din aparat de specialitate, precum și instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acestei. Dacă sunt discuții? Eu o să mă scriu la discuții, dar așteptam totuși o opinie de la colegii care au în comisii buget finanții, care dacă ar putea să ne precizeze ceva, dacă... Eu o să mă scriu și eu în... E destul de clar. Acum un an, în baza ordonanței aia din 2017, nu s-a stabilit o ierarhizare, niște grile de salarizare. Aici avem ordonanța 153. Nu s-a stabilit niște grile de salarizare care trebuie să actualizate. Da, dar uitați că aici, deci, este vorba de o altă ordonanță care s-a dat acum asta. Da. Nu știu dacă s-a interpretat în mod corect. Sunt blocate salariile la funcții de demnitate publică. De la 2008 la 2030. Da, este la nivel național și nu avem ce discuta. Doar pe funcții de demnitate publică. Consilier, primar, viceprimar. Eu o să acum, dacă o să iau eu cuvântul, dacă îmi dați voie, contrar la ceea ce spuneți dumneavoastră, eu am o altă opinie și o discut pe lege. Prin ordonanța 1 din 2020, acum, care a fost dată 9 ianuarie, 6 ianuarie, nu cer scoate, nu știu chiar exact, deci uitați, eu vă citez articolul 1.12, care modifică ordonanța 114, care privește același obiectiv, adică privind prorogarea unor termene din acte normative, privind cuantumul unor salarii și indemnizări, s-ar putea să tot îmi pleacă internetul. Numai puțin ca să citez. Deci, și în articolul 1, punctul 12 din ordonanța 1 din 2020, se prevede că toate sporurile și toate salariile rămân la nivelul 1 decembrie 2019. Nu prevede deci în ordonanța 953, care a fost adoptată în 13 decembrie 2019, da, s-a mărit venitul minim garantat în plată la 2000. Brut, așa, la 2300, așa. Uitați, internet. Ei, prin această ordonanță 1, se prevede altceva. Deci, la articolul 1, punctul 12, se modifică articolul 34 din ordonanța 114, care prevede același lucru și care spune sporuri, salarii, indemnizații, tot. Pentru tot personalul plătit din fonduri publice. Nu spune că... Stați să deschid internetul, dacă îmi permiteți, bă, că nu știu ce se întâmplă, că nu mi-l mai am. Și vă citez acum exact. Vă citez exact din lege. Și... Lege. Cererea organizației astea sindicale a noastră de aici nu este justificată din punctul meu de vedere. Nu mai puțin dacă îmi dați voie ca să ajung acolo unde trebuie. Nu mai puțin dacă ca să văd că se deschide greu. Care mai puteți este articolul 1.12 din ordonanța 1 din... Punctul 12 îl găsiți. Da, uitați că l-am găsit. Și spune așa. Punctul 12. La articolul 34, alineatul 2, se modifică și va avea următorul cuprins. Alineatul 2. Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, prime și a celorlalte elemente din sistemul de salarizare care fac parte potrivit legii din salariul lunar, soldă în lunară, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Deci sporurile, nu salariile.
Deci spune, cuantumul sporilor, indemnizații, compensații, prime și al celorlalte elemente din sistemul de salarizare, care fac parte potrivit legii din salariul brut lunar. Elemente din sistemul de salarizare. Spunea destul de clar salariul. Salariul este separat. Salariul brut lunar, zero, gradația zero. Elemente din sistemul de salarizare care se adaptă. Sporul legal în viață. Eu înțeleg un singur lucru aici, n-am nimic cu nimeni. Eu poate am fost unul din singurile persoane cele mai vocale când s-au mărit salariile de atunci. Când am propus o creștere graduală și am propus. Dar acum mi se pare de bun simț să respectăm aia. Pentru că nu putem să ajungem mâine poemni ca un salariat care are câte, totuși câteva studii în spate și o responsabilitate să aibă minimul pe economie. Că salariul va mai crește. Automat că, dacă noi actualizăm grida... Să ia și gradația față de 2019. Nu, e de bun simț ca noi acum să actualizăm salariile conform grilei. Da. Salariul... Deci e de bun simț, da. Nu cere nimeni altceva. Da. Asta se discute numai. Dar nu să punem la vot cine este pentru? Nu, un an de da. Proiect de hotărâre privind menținerea cuantului indemnizației de ședință pentru consilieri locali la nivelul lunii decembrie 2019, începând cu data de 1.01.2020. Primarul Comunei Băsănești propune articolul 1. Indemnizații persoane care dețin funcții de demnitate publică se mențin în anul 2020 la nivelul aferentului lunii decembrie 2019, începând cu data de 1.01.2020, se menține indemnizația lunară a consilierilor locali pentru participarea la lucrările ședințe Consiliului Local Băsănești și ale comisiilor de specialitate în cuantum de 10% din indemnizația primarului Comunei Băsănești, respectiv 936 de lei. Articolul 2. Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația de o ședință de Consiliu și una, două ședințe de comisii de specialitate pe lună. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile hotărârii Consiliului Local Băsănești numărul 51 din 27-12-2018. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul financiar contabilitate și va fi comunicată primarul compartimentul financiar contabilitate instituție prefectul județul Bacău. Dacă sunt discuții, dacă sunt discuții, cine este pentru? Cine este pentru? Pentru că sunt mai mulțumat, pentru 5. Proiectul hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinații de a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Primarul Comunei Băsănești propune articolul 1. Se aprobă, începând cu data de 1.01.2020, modificarea cuantumului contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 în cuantum de 80 de lei, tonă, fără TVA și decontarea acestei sume operatorului SCE COSUD PIESA, începând cu aceeași dată. Articolul 2. Se împuternicește domnul Botezatu Gelu, având calitate reprezentant în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica în condițiile legii persoanei nominalizate la articolul 2. Instituției Prefectului Județului Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Articolul 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile legii. Dacă sunt discuții, punem la vot punctul 1. Referitor la acest materiu, se referă la ecotat. Ar fi bine să stabilim și noi în comună locurile de depozitare a construcțiilor astea. Adică mă referă micalizat. Să știe, e de 100
pe domeniul public, pe domeniul public nu ai voie să le postezi absolut nimic. Pe domeniul public, de exemplu. Sunt anumite din astea neproductive, cum s-ar spune, unde s-ar putea. Dar oamenii noștri nu înțeleg și părerea mea, acolo e părere personală. Dacă noi aprobăm chestia asta, o să ne trezim acolo și suficient să vină să facă o poză și să ne trezim în gardă de medicul cap. Dar aici... Că oamenii nu înțeleg chestia asta. Băi, tu nu mai... Moluzul. În proiect se face referire la, tot așa, la deșeurile care, care sunt colectate în sistem integrat. Nu se referă da, ca da, să, referă să la... administrăm noi anumite da, deșeuri. Da, nu avem voie. Mă referam legat de subiectul ăsta. Da, știu, îmi dau seama. Era sunt, era benefic. În fiecare sat e necesar. Da, poate e necesar în anumite, cum spunea și domnul Vici, anumite zone neproductive, caz, sau pentru umplutură, sau pentru anumite așa, dar ăsta se colectează în sistem integrat. Nu putem interveni noi. Cum am referit la materialul. Da. Am zis că în afara materialului situații clare în fiecare sat. Sunt. Omul demolează și unde să lucre, știi? Da. Ce se facă cu el? Bine, conform legii. Avem acolo și prețuri. Da. Îi aduce containerul. Avem prețuri. În care plătește 500 de lei. Da. Sunt trecute prețurile acolo. 596 de lei tona. Noi avem un loc acum, unii necesar, chiar necesar, pentru că fugea pământul acolo la Stamiult. E necesar să nu primă. Păi da, exact ce povesteam eu. Nu ce e orice. Cinstit, băi, eu zic să duc molus, cum am molus, și acolo e de dat. Și de câte ori am acoperit pământ acolo. Da. Da. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Postudie SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078, respectiv 1087, din 16.04.2018. Primarul Comunei Bâțănești propune articolul 1 se aprobă începând cu data intrării în vigoare a actului adițional numărul 2 la contractul numărul 1078 și 1087 din 16.04.2018, modificarea și aplicarea de către EcoSud PSA următoarele tarife conform fișilor de fundamentare din anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre. 208,46 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului. 347,46 de lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării. 0,01 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării. 150,03 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării. 121,85 de lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. 81 de lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Tarifele menționate mai sus au inclus contribuția pentru economia circulară de 80 de lei pe tonă aferentă anului 2020 și nu conțin TVA. Articolul 2 se aprobă actualizarea numărul 2 la contractul 1078 respectiv 1087 din 16.04.2018 conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Se acordă mandat președintelui Asociației Sorin Brașoveanu să semneze în numele și pe seama noastră actul adițional numărul 2 conform anexei numărul 2 din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se mandatează domnul Botezatul cel reprezentant al UAT Bârsănești ca să voteze în ședința AGA ADIS conform articolul 1 din, și alineatul AGA și articolul 2 în prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va comunica persoane nominalizate la articolul 2, instituției prefectului județului Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ numărul 554 pe 2004 cu modificările și completările ulterioare. Mulțumesc! Dacă sunt discuții? După ce am citit materialul, mi-am dat seama că prețul de tonă de gunoi crește și nu crește foarte puțin. E dublu și ceva. Cineva poate o să spună că nu e sănătos sau n-am citit bine materialul. Deci de la 3,01 cu tona de sortare,
a deșeurilor, ei vin cu un preț de 347 pe tonă. Eu înțeleg că au mărit și... Lăsați-mă să termin. Acum un an în tona de gunoi nu era inclusă taxa aia pentru economia circulară. Anul ăsta au inclus-o în taxă. Anul ăsta, că scrie destul de clar, 81 de lei pentru tonă, nu. Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară. Dar totuși nu mi se pare normal ca într-un an de zile în care noi am crescut totuși tarifele la gunoi cu 90 de bani pentru locuitor, pentru că mulți au zis că doar ați crescut gunoiul de... Nu, doar 90 de bani. Așa? Ei să vină acum să ne ceară nouă dublu și ceva. Problema mea e următoarea și vă întreb cu dumneavoastră. De unde acoperim diferența? Din bugetul ca. Diferența din... Din banii cui? Asta e situația. Nu avem ce face. Dacă vrem să riscăm să rămânem fără gunoi, asta nu. Discutăm în josul pare. Deci lumea trebuie să înțeleagă așa. Acum un an, acum un an, dădeam 438 pe tonă și acum ei vin cu un preț de 908. Nu. Socotel le spun destul de clar. Avem hotărâri, avem tot. Da, dar este că tu ai calculat acolo și... Nu, am calculat hotărârea și care o aprobăm azi. De exemplu, cu reciclabile, noi nu avem nicio treabă. Noi vorbim de un om energie. De exemplu, avem 35. Deci noi aprobăm acum tarifele astea. Da. Unde scrie destul de clar. Da. 208,46 pe tonă pentru prelucrarea deșeului în vederea transferului, da. Care o plătim. Nu spuneți mie că nu o plătim. Da. 347,46 pentru tona de prelucrare a deșeurilor reciclabile în vederea sortării, care acum un an era sub altă denumire și nu era la 347, era la 3,01 pe tonă, e același lucru, numai că acum nu-i mai spune sortare cum era atunci deșeuri, acum îi spune și sortare reciclabile, care e același lucru, deci se duce la 3,1 pe tonă, se duce la 347, așa, merge mai departe. 0,1 lei pe tona de preluarea deșeurilor biodegradabile. Aici văd că a scăzut un pic la 0,32, au făcut 0,01. Așa. Mergem mai departe. 150 de lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării anul ăsta, acum un an, era 81. Deci are inclusă taxa aia de 80 de lei. Aha, 121,85 de lei tona pentru preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase, care acum un an erau 125, 4 lei mai mari. Asta sunt. Da. Le-am adunat pe toate astea și în urma discuției cu dumneavoastră ieri mi-a spus așa, Felix, dădeam 408 lei pe tonă, 410, plus 30. Plus 30 de lei e pentru economia circulară. Ce ne costa 440 lei tona? Pe menajer. Deci ce scrie acolo? Din demolări, din astea separat. Deci avem... Deci eu așa... Stați o secundă, eu termin acum și după aia dumneavoastră... Dați răspuns. Am adunat prețurile care le-am aprobat acum una. Exact aia de. Ce mi-a spus dumneavoastră ieri la telefon? Problema este că noi astăzi aprobăm iar niște prețuri care adunate, același lucru, dă 900. Da, deci tu ai pus tot. Dar uite ce spune aici. Preluarea deșeurilor în vederea repozitării, 150 de lei. Ăla avem, că este. Astea sunt deșeurile menajere municipale, cum să spune. Da. După aia, preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Noi nu avem treabă cu asta. 81 de lei. Noi nu avem treabă cu el. Noi nu avem treabă cu el, dar dumneavoastră mi-a spus ieri că acum un an am plătit pe tonă 440, cu tot taxa de 330 de economii circulare. Ei, ăia ce a spus dumneavoastră pentru... Deci nu erau inclusi din demolări și toate astea. Cum deci să nu? Eu i-am adunat ieri și tot taxa aia. Păi știți, alea ce era, el era așa, 309 lei. Era transportul făcut de către Rompres, către Ecosud. Iar diferența până la 420 sau 430 mai fără taxa aia de economii circulare, era tariful Ecosudului pentru sortare, transport și depozitare. Eu am înțeles altceva de aici. Actul ăsta adițional a fost făcut cu caracter general pentru toate UAT-urile din județul Bacău, da? Da. Ei, posibil ca în anumite UAT-uri să existe una din aceste prestări de servicii, depozitare, deșeuri, construcții, mă rog, ce scrie aici, toate tarifi, cum îți tarifează și pentru ăsta. E posibil ca altul să nu aibă. Orașele. Păi, de exemplu, la transport, cum e Bacău, Târgu Ocna,
Comăneștiu, ăstea au mașinile care transportă. La noi, în genere, avem deșeuri municipale, da? Astea sunt tarifele stabilite la nivel de AGA și cum le-a solicitat de costul, după ei le-au solicitat și le-au pretins, că astea sunt, pentru celelalte categorii de deșeuri. Da. Dar noi, în momentul de față, nu colectăm decât deșeul municipal. Aici e problema. Aici i-au dat. Bun, asta este și colegul, are dreptate, da, dar s-a pus în discuții de foarte multe ori și mulți au fost de acord. Și chiar și eu am pus în discuții chestia asta acum vreun an de zile în urmă, că tot așa vreau să... am delegat contractul. Da. Și am cerut atunci să nu se delege, am cerut eu. S-a votat, acum vă dați seama, trebuie să ne și asumăm. Dar, practic, noi aici, la nivel de OAT Vârțănești, nu avem decât deșeuri municipale. Astea sunt prețurile pentru celelalte categorii de deșeuri. Da. Deci noi nu trebuie să le adunăm pe toate. Nu. Noi avem parte. Nu avem deocamdată. Dar bine, ne s-aplică și nouă. Dacă aici. Stai să clarificăm. Dar dacă solicităm, astea ne s-aplică și nouă. Este clar. Ne s-aplică și nouă. Acelea care plătește persoana ce ne solicită. Nu implică primărie. Problema noastră. Uitați aici, spune chiar. Deci de ce se referă numai la asta? Că dă și niște exemple. Spune așa. La Craiova, 184. Da, am văzut negocia până la 150, s-a negocia la Bacău, am văzut. S-a negocia până la 150 de ori. Mai mult. Am văzut și lucrul ăsta, dar eu nu discut neapărat de preț, ci discut de procedură. Și aici, în apresă, se referă tot numai la partea municipală, de nu se referă la ceva. Da, se referă la ceva. Deocamdată nu știu dacă avem la nivel de județ cu celelalte categorii de deșeuri, că avem deșeuri menajerii periculoase, deci nici nu știu cum e definite, nici nu știu definiția. Ce înseamnă la asta? Alea se fac la solicitare. Bine, dar nici nu găsesc definiția care... În concluzie, la cât crește taxa trapasului 40? Undeva în jurul 560 de lei. Toane. Bine, este ridicat. Ce să mai discutăm? E destul de ridicat. Da. Deci în asta 560 se încadrează... Dar eu repet și spun același lucru. Mulțumim corespondenților cu exilieri din 2010 care au aderat la acest proiect și ne-au hotărât soarta până în 2040, dacă rețin eu bine. Dacă rețin bine, s-a prelungit contractul până în 2040. Sau 2039, parcă rețin eu. Asta este. Acum este o problemă. Deci ați văzut și am mai discutat. Orașele, Dărmănești, Moinești, așa s-au judecat, au pierdut. Au pierdut în instanță. Așa. Odată ce ai aderat la acest proiect, cum se spune, mi s-a băgat pe gât, așa, sau mă rog, am dorit foarte mult, acum trebuie să suportăm consecințele. Și mai e și faptul că se pune un accent foarte mare pe urmă. Eco ăsta, Eco Sudul ăsta, ESA, ăsta este firma care, cum zic eu, administrează deșeurile, nu sunt cei care colectează. Nu, da. Deci ei nu mai administrează, sortează și compostează. Bine, administrează la modul general. Da. Asta este. S-a aderat la acest proiect din sistem integrat a deșeurilor de sub Bacău cu ADIS-ul. Până în 2039 îl avem pe cât? Da. Urmează și ADIS-ul imediat care îl avem până în 2040 și același lucru. Vrei, nu vrei, trebuie să te supui condițiilor. Da. Numai că probabil atunci, la momentul inițierea acestor proiecte, probabil nu s-a făcut niște analize concrete să vadă potențialul financiar al locuitorilor și așa mai departe. Bine, ei au luat în considerare atunci că lumea o să înțeleagă și o să se și recicleze mult ceea ce nu se face. De exemplu, 30 de ani de exemplu, care o să suportăm. În Mănăstirea Cașin, vă dau un exemplu, chiar azi am văzut domnul primar, au redus cu 200 de tone de an, datorită selecție, dar omul a înțeles. Deci nu are nicio treabă. Și se selectează și când ia le amestec. Nu e o problemă noastră asta. Singura problema noastră este că de multe ori în containerul de reciclabile se găsește gunoi menajer. Care unii oameni, ca să vezi, Doamne, să n-apară el în tomberon cu mult gunoi, îl duce și îl toarnă peste el. Atunci era el adrămat. Da, ei când reciclează, ia cartonul, petul și cu metalul, îl ia într-o singură mașină și sticla separat. Așa reciclează ei. Păi ei acolo la bandă au niște din alea automatic, care prin vânt cartonul de deoparte, pierdul de deoparte, fierul ca de jos. Da, da, da. Au, da. Deci de asta sunt făcute cele pubele selective. Da. Da. Chiar spunea că, domn primar a vorbit, dar spunea că nu s-aștepta ca lumea să înțeleagă. La noi nu pot să înțeleagă. Am dat saci, am dat saci. Deci 2000 de saci. 2000 de saci, ți-am învățit? La nevărătești, da.
Da, 2000 de saci am împrăștiat. Nu știu dacă am reușit să strângem înapoi 50. Da, 200. Oamenii au folosit la altceva, deci nu știu. Domnul primar de la Mănăstirea Cașa. A preluat. Da. Mai sunt discuții? Până nu vom înțelege că tot ce este greu se plătește, dacă tu și în ziua de astăzi, noi toți frică s-au pus peste tot afișe și în ședința eu tot spunem, să nu mai pună cenușa, au nicio treabă. Notă în curte, spune-i cu balansul. Suportăm consecințele, domnule. Dacă nu există educație, suportăm consecințele toți. Asta este soluția, da? Este, este dacă avea de... Eu v-am spus, nu se poate ieși din acest proiect. Nu se poate ieși până în 2039, nu se poate ieși. Indiferent ce ne spune, ce ne... Asta noi trebuie să executăm. Dar nici mie nu mi se pare corect, așa cum am spus-o la fiecare ședință, taxi, taxi, taxi în continuu. Nici mie nu mi se pare corect. Care a încercat să iasă, a pierdut procent. Și totuși am înțeles, dar astea nu sunt oficiale zborurile, deci am auzit eu că or să se doteze și câteva mașini cu containere, ca să nu mai apară de, cu containere, cu cântare, dar cântare nu pentru fiecare persoană în parte, pentru fiecare localitate. Deci ca să nu, că sunt foarte mari discuții, că vezi, doamne, și când mașina termină de ridicat, un reprezentant al primăriei sau consiliul local cine vrea să duce și vede exact ce încărcătură are în mașină și să se compare. Mi se pare corect. Mie nu mi se pare problema acestă ăsta. Sunt cetățeni care poate, în anumite perioade ale anului, da, poate aduc mai mult gunoi la container și poate sunt perioade care aduce mai puțin. Da, dar ce se întâmplă? Cântarele alea care le au, care o să fie, nu pot cântări, de exemplu, 5 kg. Asta e chestia. Dar să la o stație finală, unde ceva de chile, eu știu la cât ori cum s-a dorit într-un. Dar de pe satul respectiv se vede. Eu n-am dat de lună de zile, tot îl fac în central. Un container de stat aia. Ce n-ai dat de lună? Deci, acum, da și eu. Da, acum ne-a gândit să vorbesc și partea aia la altă. Eu dacă aș dat de o mata și nu am făcut cu plastic, s-ar putea să-ți fac o reclamație. Mai este, deci am mai discutat-o de la, cel puțin am pus-o de mai multe ori în discuții. Mai avem o problemă la nivel rural. Noi, deșeurile municipale care sunt în zona rurală, noi le folosim de regulă animale. Asta, deșeurile municipale, da. Noi ce să, ce să dai la pubelă? Dai efectiv anumite deșeuri care, cum mă uit așa, sunt mai că nu ți le ia, mai că nu știu ce. Nu mi se pare corect nici chestia asta. Păi ce să-ți dea omul de acasă la, la pubelă? Ce să spună? El deșeurile care le folosește menajerii, îi dă la animale. Puțin mai sunt, domnule. Mai sunt, frate. Haideți să mergem, știu, chiar a fost să la acolo, dacă sunt. Haideți, că nu-i nici chiar așa. Așa, nu-i nici chiar așa. Așa, nu-i nici chiar așa. E chiar la credat, dar deci iarna ne încadrăm undeva la 25-30. Primăvară. Cam din aprilie începe să se ridice. Până în octombrie. Dar e zona nu. Trebuie promovat o campanie de informare a cetățenilor, trebuie promovat o campanie. Hai să promovat, fac și ei, mereu, deci în timpul da, unui. Mereu, domnul Vici, trebuie mereu, până da. Omul să-mi ce se întâmplă? La campanie nu presez așa. Și urmă, domnul, tot ce pot să duc undeva pe părâul ăla, la plăcește acolo. Da, duci, la urmă. Da, păi am văzut ăla pe părâul ăla. Am scos și fătorii, mă, da. Da, și ăla are spână, dar poți să faci părâul ăla. Comoditate. Egal comoditate, sintetizând totul. Bine, dar asta e comoditatea să plătești. O suportăm. Că suportăm și o serie de noi care ne conformăm și ducem că, vă spun sincer, acum că e tatăl meu, dar el toată ziua cu sacul cu bidoane, nu ce-și bagă acolo. Își pune să plece, pa, duce acolo. Am văzut oameni să duc la magazin și o duce plasă cu bidoane. Da, și duce acolo și duce la magazin. Sunt persoane care duce bidoane la sticlă. Mai greșesc acolo. Aici nu ar fi o mare problemă, că aici nu mai selectează ei. Da. Problema e peste el, ăla când apare cu noi menajer. Că atunci când el vreau ridica capacul și vede cu noi menajer, nu stă la discuție. Îl bagă cu totul la noi menajer. Aici nu mai selectează deloc nici ei. Chiar dacă se deschide efectiv capacul, vede ceva. Dar nici nu scrie dacă îl corect, nu se poate spune. Într-adevăr, sunt, degeaba sunt 50% care așa, dacă se duce unul și a pus peste el altceva. Gata, de așa, egal cu zero, tot nu face un lucru. Dar nu uitea de aceea ce ne face prostia, dar dacă nu sunt... Și cu camerele astea, doamne, nu fac cu foc, că nici e doar, eu am dumit. Dar vezi, cu camerele care se pot arăti... Numai real. Ce se întâmplă? Ați văzut că din economia aia ce
înțeles că s-au început a da. Nu știu. Am zis mereu să facem un loc amenajat, să le protejăm cât de cât sau să le închidem. Știți prea bine, la noi ieri, alaltă ieri, s-au dat în tub, unul din el de așa e stricat, nu știu dacă a ajuns acolo, deși s-a sunat la poliția locală, nu știu dacă s-a ajuns în zonă și dacă s-a luat vreo măsură în privința asta. Da, partea de acolo, o persoană care locuiește, deși nu are domiciliu pe raza satului sau pe raza comunei, a venit, le-a luat, le-a dat în tub, în canal. Așa, una din ele a fost stricat, de ce la verde, am trebuit să-l atrapa de jos până sus. Și persoana care e. Da. Deci le-am pus pe partea asta pe domeniul public, nu-i bun. Le-am pus pe partea aia nu-i bun. Deci permanent am de comentat, vă spun, mă terorizează și pe WhatsApp, și pe tot, și cu telefoane. Da, problema e că ea nu are nici domiciliu pe raza satului, nu, deci n-ar avea nicio problemă. Nu am dat satului. Dar și pe domiciliu, pe domiciliu, sigur, sunt oameni care... Da, sunt marturi care au văzut, marturi care au sunat în... Atunci, în momentul respectiv, s-a sunat, s-a luat legătura cu Gheorghe la poliția locală, s-a anunțat. Unul s-a scos, al doilea nici nu trebuie să scos din tub, am văzut că nu s-a poate și am văzut. Eu dimineața cu poliția și asta e. Cu o serie de cetățeni, dar nu poate să le dăm. Dar n-am să le duce, le duce unde stați, e rău și acolo, stai cineva. Nu se poate, nu, dar trebuie încercat, turnat, cum mereu am zis, haideți să încercăm să ne închidem un pic, să nu mai... Că am vorbit de acum dacă v-a avut. Deci anul ăsta prindem bani pentru platforme, pentru măcar pentru ăstea care le avem. Și după aia, dacă se implementăm, o să mai facem în continuare. Că dacă ele ar fi închise, ar sta cheia la cineva, ar deschide miercuri dimineața cu mine respectivă să le ia, dar nu poate, mai trage și copiii de ele, le plimbă, trebuie să parte în alta. Nu, dar lăsăm o poartă pe care se poate intra, dar să nu le mai poate scoată. Și cineva o să răspundă și o să deschidă miercuri ca să vină să le ia cei de la... Să știți că toți o să vină, toți cetățenii din capul ăla de sat sunt foarte revoltați pe chestia asta, adică nu e ok ca o persoană să vină să ne... Nici nu stă acolo, dacă stă, da. Dar nu are domiciliu pe raza comunei, deci nici în sat nu are, locuiește în Onești. Și e domeniul public până la urmă, de la gard încolo, e domeniul public, nu are nici ce comenta. Da, asta, deci nu, o singură spune asta, da, la de aia nu te ia. Eu v-am spus, eu acum nu pot să nu-i mai răspund, la cer și de la număr să nu mai apară pe WhatsApp. La PSR? Da, când o să mai poată, o să mai intervenim un pic la drum din nou ca să menținem, să nu... Așa. Da. Dacă mai sunt din aia care... cu ajutor social. Nu singura, da. Acum nu mai avem un alb. Cred că asta am întrebat să-mi pe domnul... La Coronelul Băinaru și la Dragomir, acolo facem gabion și se ajute acolo. Și cine mai e? Cine e persoana care mai are? Hanga. Hanga, nu, tot mai are. Unu, adică e o familie, nu, sigur. O familie care desfacă 4 zile sau 3 zile pe lună. Ok.
A, tot. Am vrut să faci la ore. Domnul... Eu aș avea două probleme de pus în discuție. Una ar fi circul în spațiu public o informație legat de taxa de salubrizare. Că ar fi undeva la 9 lei și eu știu că în luna decembrie noi am adoptat un proiect de hotărâri cu taxă 7,54 subvenționată cu 1,8 de către primării. Dar totuși cetățenii fac afirmația că se încasează 9 lei la nivel de taxă de colectare pe gunoi. Nu. Dovadă. Mă rog, dacă, nu am dovadă. Dacă dumneavoastră puteți să ne dați niște detalii. Acum am fost eu. Și 900. 900 pe lună, deci s-a lămurit. A doua problemă care vreau să o pun în discuție este legată de faptul cu dezăpezirea. Am apelat, știți bine, domn primar, chiar în ziua de 31 decembrie. Da, a fost. Dar n-a făcut nimic? Nu au scos mașinile. Problema nu. Bine, în fine. N-au făcut, puțin contează. Problema este alta. Oamenii, cetățenii, plătesc impozit la autovehicule anual sau, mă rog, cred că puțin sunt care nu plătesc. Problema este alta. Noi impozitul ăla cred că îl plătim ca o contraprestație din partea administratului drumului public să ne asigur și noi niște condiții viabile de circulat. Vreau să vă spun personal, m-am dus și eu, am plecat în direcția aia atunci pe data de 31 și am oprit mai sus de unde sunt părinții lui Florin. Un pic mai sus am oprit. Vreau să vă spun că nici nu am mai putut să pornesc de pe loc. Dacă nu era puțin drumul cu declivitate, să vin înapoi așa din inerții, nu mai puteam să mă mai miște acolo, așa, polei era pe drum. Antiderapant deloc nu a fost dat pe zona respectivă, dar nici pe nicio stradă din Brătești, în afară de arterele principale. Eu am înțeles la nivel de administrație publică locală aici, adică mă refer la aparatul de specialitate a primarului care are compartimentul drumoșopor. Dar am înțeles lucrul ăsta când este o nisoare abundentă și nu se poate dezăpezi atunci, în ziua respectivă, toate arterele de circulație, să dezăpezi cele care sunt de utilitate publică urgentă. Școală, știu eu, alte obiective din magazine de alimentare, biserici, mă rog, obiective din astea, da? Dar, cu condiții așa, știu că am discutat, că în următoarele zile, după ce vremea se stabilizează, se va intra pe toate străzile și se va dezăpezi, se va asigura material antiderapant. Am discutat-o și în noiembrie, mi-aduc aminte, chiar am pus eu în discuție, să achiziționați materialul antiderapant și așa mai departe. Se pare că nu se face nimic, domnul primar, la nivel, cel puțin la nivel de satul Brătești, în afară de artera principală, și acolo unde este o declivitate foarte ridicată, în rest nu s-a făcut nimic. Da, deci avem și acolo cutii, bani de rapan. Deci, este. Ce facem? Poate să mai pună și un pic mâna acolo. O singură persoană. Nu putem face patru sapi. Că n-avem cum. Dar am spus. Deci să înțelege ideea când este o nisoare abundentă și nu se poate interveni atunci. Dar asta nu înseamnă că următoarele zile, gata, abandonăm totul și lăsați cetățenii. Da, lasă că s-or descurca, ei vin cu lopata. Până la urmă, oamenii plătesc impozit. Ăsta ar fi contraprestația celor care nu încasează impozitul pentru mașini, da? Cam asta ar fi contraprestația, că altfel nu-i justificat niciun impozit. Pentru ce-l plătesc. Nu-i justificat. Dar nu am dezăpezirea, că și întreținerea drumurilor. Bine, dar avem, știți că satul Brătești are o declivitate foarte ridicată. Așa? Și sunt pericol. Nu, eu vă spun, eu am spus-o și o repet. În condițiile în care se vor întâmpla evenimente rutiere negative și care atrag pierderi de vieți sau pagube materiale însemnate, vă suportați. O să suportați consecințele. Datorită nedării antiderapantului pe drum. Vreau să vă duc la alte localități. Să vedeți și dumneavoastră pe la Bârsănești, să o dezăpeze. Cum la Bârsănești se poate asimila cu alte localități? Să vedeți că așa ce vrea. Nu să dăm niciun gram de antiderapant. Și nu trebuie să dăm nici noi. Ba da, păi nu. Dar dăm, dar atunci nu, o dată da, vei vorba. Poziția e misul circulat. Norocul nostru că n-am mai nins, dar este pe păcat că nu ninge, că adică nu trebuie un mesajul la vorba, nu ninge. Am pus peste tot, am pus cutii, dacă ați văzut. Da, ați pus cutii, ale să pun în caz de o intervenție urgent atunci, când ninge abundent și omul a rămas, a blocat traficul, să zicem, într-o anumită zonă. Da, cred că pentru asta s-au pus. Nu s-au pus de acum, că noi nu ne mai ducem, am pus cutii și noi nu mai dezăpezim. Gata, să dezăpezească lumea. Păi acum discutam, vedeam în planul ăsta cu cei care cu venitul minim garantat. Chiar asta au atribuții, am văzut. De asta am și spus, nici nu mai pun în discuții. Că o punem degeaba. Oricum nu fac.
Măcar aveți utilaje la nivel de primărie. Deci, este de 100% din ei, au câte 7 ori. A venit, mi-a stat o zi, după aia unul nu mai vine. Nu stăm numai pe ei, domnul Ovici. Nu stăm numai pe acești oameni care îi primesc venitul minim garantat. Nu stăm pe ei. De cine să stăm? Avem utilaje. Avem utilaje. Avem compartiment. Avem compartiment. Ce fac lucrătorii de la compartiment? Drumul și poduri când nu ninge. În timpul iernii. Ce fac? Trei sunt la pază, da? Pază? Pază la ce? La primărie. La primăria nu are camere. Păi și înseamnă de ce arată la comisie? Era cu pompă mare, cu pompă mare, era că s-a pus camere la primărie, mă duc aminte în 2016. Este centrala care trebuie întreținută? Nu sunt amplasat din zona. Ba da, sunt întreținute. Dar cine face pompă? Cine face pompă? Doamne ferește, sună ISU, că ISU sună permanent. Cine răspunde? Avem compartiment care este responsabil, să-și facă datoria. Angajați sunt oameni. Doi. Da. Angajați oameni și acolo unde sunt, care nu justifică salariul ăsta, ăsta reducem posturile. Și angajăm oameni acolo este necesar. Păi da. Unde te lași, nu avem mecanizator pe el. Știți, dacă nu, chiar dumneavoastră ați venit cu o idee, domnul Vici, ați venit cu o idee, haideți ăsta să contactăm o firmă de dezăpezire și să vină să ne presteze acest serviciu. Păi da, avem contract cu firmă, dar aia nu trebuie. Haideți să facem contractul cu ei, decât să țină... Ca să putem sta pe Brătești, am scos Caraclou. Caraclouul l-am scos, avem o firmă care face. Ca să rămână Brătești, avem... Dacă ar trebui, dacă ar veni și la noi o firmă, ar fi foarte bine dacă ați iniția un proiect, să vină și la noi o firmă de dezăpezire. Vedeți ce se întâmplă și cu firmele. Vă dezăpezești pe un județean, dacă e. Da. Eu atât am avut de spus. Domnul Berlan? Da, ce să spun? Îți mulțumesc de lucrările care s-au demarat deschiderea porturilor și asfaltele care s-au făcut pe Caraclou. Mai puțin la Brătești să mai terminăm cei 200 de metri. Eu vă aștept. La salvare. Eu vă aștept. Și spre Caraclou cu un bar care s-a făcut. Da, nu știu ce să facem acolo, nu vrea nimeni, toți vin și ne spun că se duce cu noi, se duce cu noi, dar nu spune nimeni și eu spun mai eu de el. Trebuie unde e camera. Da, e camera, domnule, dar se duce noaptea pentru nere, pândește când nu-i lumină, pândește când e ceață, pândește, că știi că e camera aia acolo și sperește ea. Uite, merge să ne uitați, vedeți dacă vedeți odată ceva timp. Deci numai în momentul când e lumină sau când e ceață, sau când e prea întuneric de camera, nu reușește să străpungă pe întuneric până ca să... Trec cu căciuri din cap, trec cu... Funcționează. Funcționează, da, am avut de exemplu. Dar n-am prins pitri și cu lemnele și au fost la lemne. Chiar prinsul a fost la lemne. Pe 2 ianuarie tot la lemne. Am prins, nu merge aia de la... Nu reușește să-i dea de ceapă. Aia de la stații, de la Rodica, cred că ăștia i-au făcut ceva, nu știu, ori au băgat ceva. Au venit cu Bățuneaș. Ceva i-au făcut. Au venit ăștia, auzi, domnule, nu-i dăm. Noi dăm, îi dăm parametrii, funcționează, dar ei de fapt nu funcționează. Și acum nici nu că nu găsim o firmă mai specială ca să se... M-am sunat dacă nu găsăm capaște, știi, la Bacalos. Nu vine nimeni să complici, poți să fii circuit închis. Dacă ar fi circuit închis, ar veni. Dar ei ca să lucreze pe IP-uri separate și astea nu vine nimeni. Îți dau eu număr de telefon și îți rezolv orice problemă. Nu, da, că mi-am dat... Ești al zecelea care îți spune că... Eu îți garantez că eu tot ce am la societate, am totul pe IP. Dar nu pe Bogdan. Nu pe Bogdan. Bogdan nu rezolva nimic. Care? Plegea. Plegea. Nu-i bun? Nu rezolvam. Nici nu vrea să vrea telefon. Acum este un film pentru că RDS-ul știți că a preluat arta de la 1 ianuarie. Da, dar trebuia să cred că aproape un an până schimbă tot. Da, dar de ce ei vor... Poate vor veni cu o altă tehnologie. Da, doamne. Nu, ei... Deci au preluat. Știu că au preluat. Cea mai bună tehnologie este tehnologia ce plătă închis. Nu știu dacă fibra optică, știți ceva, e pe, avem pe raza comună, e fibra optică. Toate, toate e la fibra optică. Iar ei vin cu fibra optică în fiecare casă. Da, singur dezavantaj e că dacă la ora 9 s-o încheia ziua și nu ți-ai plătit, asta te-a blocat din prima. Foarte bine. Plătești, nu plătești, plătești, nu mai vezi. Mi se face. Bă, cum așa face și un telecom. Da. Telecomul face la fel. Plus că au mărit tarifele, cred, 40 de bani. 40 de bani. Dacă de Dumnezeu și vine RDS-ul, o să vedeți că telecomul nu mai e. Bă, telecomul rămâne pe... Că, haideți să fim serioși. Cea mai bună televiziune este
satelit. Da. Și care vor independentă, vor rămâne pe telecom, chiar dacă plătesc cu primele. Că ce se întâmplă? Haideți să fim serioși. Știa lumina la Bursănești sau știu un țar din fața ta, nu mai ai televiziune. Asta e. Sau legață firul iar. Sau legață firul. Da. Independentă, independent. Și la altele, cu drăguri curent, a fost până la 10 noaptea, s-a lucrat și s-a dat o față. Da. Am de la vedere. Mai puneți mai... Deocamdată să găsim o firmă care să nu țină mentenat. Nu reușesc. O să jumătate de an să ți prind o firmă și nu găsesc. În particular, o să mai spun, nu vreau în ședință, nu mi-au atras atenția... Atunci rămâne în particular. Da. Dacă sunt înscriși la gunoi, pentru că am văzut că duc gunoi din altă parte, o să vă dau nume. Da. Da. Haideți să vedem ce facem cu drumul ăsta, se numește Duna Gheorghe de acolo. Făcăm un autovedere acolo. Da, vă spuneam dacă nu vorbim ceva la asta. Balastru, el mai este de atenție pe Duna, că el ce se întâmplă pinde, el ți-a cumat. Nu poți mă pus, el nu poate ce dacă vorbim, trebuie să făcăm un autovedere din ăsta și să-l tragă la mijloc, să nu mai tragă la mijloc. Păi dacă luăm prin tot în șanț, îl împrăște în șanț, n-a făcut nimic. Și să scoate, să scoate și piatra care e fixată înăuntru, ajungem la tonă, până la urmă. Premiectina, Ana, spunea că duc cu gunoiul în spate. Bun, o altă problemă. Haideți să vedem, să punem becul și la ceilalți care noi am completat, că mulți comentează, pentru că și ei plătesc impozite, unii au, unii nu au becuri, de ce ai să favorizați? Au și-ați fac și becuri din stăpă, alții n-au becuri. E balastru. Da? Da. Adică să completăm, să terminăm de completat în comună tot ce mai e de completat. Aici cu becurile, dacă dă Dumnezeu și dă ăștia ceva bănuți. A, partea aia. La cetățenii din sat. Haideți să încercăm să-i completăm ca să eliminăm și discuțiile, în primul rând. Necesară și corectă din asta la fiecare. Nu ne-a Ioane? Costia? Cum zice Pichini? Ne-a Ioane asta. Strada primară. Da, corect. Așa, și am ridicat acum două luni problema cu parcările care se au prins la oameni și chiar mă au și întrebat și am văzut că ați făcut acolo. Chiar foarte bune. Asta că te duci la un momentar, la un într-o comandă, de celălalt mașină să știi că să nu găsești atință. Să vedem dacă găsim totuși posibilități financiare la anul ăsta. În balastă, nu? Sau... Balastate, păcate, nu, că la aranjate, puse, dacă putem întrebla de dar impresionate, dacă nu măcar balastate și ce pregătite. Pentru că, eu dau așa, la care vreau. Fiecare știe în satul lui, unde sunt posibilități de așa. Cum e la Rudica, de la Bumbuie, acolo, în fața, că a văzut aia sărcile îndreptate, acolo, acolo vin destule, știi, mașini. Acolo, baie o muntă, baie o pomană, deci ei acolo se aglomerează, blochează și traficul. Tot la Sandu Gavrilu în față, sau chiar, cum a trebuit și chiar la Rumea Grădina, acolo, da, dar eu acolo m-am rugat de domnii care iau așa și am zis că... E, m-am uitat așa, când am venit, e loc acolo, slavă Domnului, știi? Adică anumite zone, ca să acoperim, știi, cum se duce la 100 de metri pe jos, știi, și o lasă mașina acolo. Deci dacă va fi posibil, financiar, prima dată m-a lăsat, deci cu treptat, treptat și betonat, știi? Mulțumesc! Niște balasturi pe strada Primăverii, dacă se poate. Și cu balasturi trebuie evitat ambitioase. Nu prea ai drumul de șoșă, nici ăștia i-a întrebat, voi de unde aduceți balast care face drumul de acolo, e foarte greu. Și termina și depozitul ăsta de aici și nu știi. La ora asta e mai greu cu balast. Asta e foarte în viața. 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 Balastul este pentru că asta e o mare. Nu știu, dar aici în spate, la sărmăruță, dacă s-au închis terenul, mulți care fac naveta să merg la muncă. Dar este balastru. Dar mai trebuie, dacă tot ăsta se mai... Or, măcar o mașină. Mai începe lui din autobuz, ce fără pe acolo. Dar ăla... Atât am avut.
Strada Florea. Ce-s problema? Nu vrei să vorbim mai mult. Să facă o adresă. De fiecare dată, când intri la o magazin, asta voi da ce faceți. Ați văzut că am fost la asfalt. Eu știu. Dar mai știu și că de multe ori când ai terminat de asfalt, te duci sanii până în prâu. Ați văzut că am fost la asfalt, era pantă, am încheiat subiectul, ce-s problema? Trebuie rezolvat. Ați văzut și acolo, cu sanii de rapantă, la intrarea la uliță și tot. O altă problemă. Da. E o problemă care îmi pune un moment dat, dar n-am ce face. Pisau, ca la mine. S-o deschizi cumva parchet? Nu. Cu pădure? Cred că nu. Verificați, vă rog, mă. Eu am chemat și poliția cu câteva luni acolo. Dau de numer și ei. Toate persoanele care au păduri prin zona aia, ori sunt decedate, ori nu mai au urmași, ori sunt plecate. Dar nu avem camere. La Alicruța avem camere. Ar fi bun o cameră. Pentru că, mă, unde stau eu? Nu se poate. Nu mai sunt moștenitori. Sunt plecați. Pădurea aia, 60% s-a tăiat. De persoane care nu au nici în clinic, nici mâini. E pădurea lui. Pădurea bunică. Pădurea bunică. Deci nu dau nume. Să știu un problemă. Am văzut într-o zi noroi, pentru că acolo, dar nu am văzut că e sighinașul de acolo la Valea. Nu știu, am zis că e mai grav. Copilul gata, o plecat de acasă, nu mai, deci nu mai. Deci vă rog frumos, luați măsuri. Lumea cere camere. Ies dincolo, v-a văzut că e cameră și ies aici, acolo. Aici nu se vede. Neapărat o cameră acolo. Și luați măsuri. Pentru că le-au... Urea. Știți ce se întâmplă? Nu știu dacă e treaba. Eu știu, primării. Eu știu. Noi primăria nu-i treaba ei. Face, este să primăria. Noroi. Problema este așa. Primăria spune că nu-i treaba noastră. Poliția a venit săracii. O luat 5.000 de la mine și au duchit-o la păduri. Nu i-o prins, pentru că sunt mai hoți că ei. Au telefoane. Ocolul Silvic, ce să facă? Voi nu ne-ați dat o pază, nu o reclamă nimeni, nu putem veni. Problema este că nu mai au moștenitori. Să-ți plecați. Trebuie găsit o modalitate de oprită treaba asta. Eu nu văd. Dacă vin, ai o soluție. Nici eu nu văd, pentru că eu, dacă nu mă deranjează, nici eu nu pot să fac reclamație. Am făcut odată, mai mult de atât n-am ce face. Singura soluție trebuie să dai în pas la Ocolo Silvic și te opresești. Dar n-ai înțeles mesajul. Da, înțeleg. Atunci, dacă nu-i găsit, nu trebuie statul. Conform procedurii din moștenire. Și dacă nu se mai duce nimeni la moștenire, colegii moștenire. Da, să da așa. Să nu credeți că moștenitori nu sunt. Adică, ce spune? Trebuie să fie moștenitori. Deci, în momentul în care ai acționat-o ei, apar moștenitori. Asta e problema. În ce stadiu e proiectul 4? Proiectul 4. Da, dar vreau să sigur. Din câte am înțeles, dacă fac faci să amintic acum, nu am spus. Când a venit domnul președinte Bene aici, au spus până în 2021, spre sfârșit, nu s-a ok. Plătim? Fără beneficiam. Dar tot ce am zis, vă mă proiectul de cea. Nu. Pe cum a zis că 2020... Așa e linia, așa e linia pe... Promisiuni. Dar... Băi, Felix, nu știu ce mai e celelalte sate, până la 2040 trebuie implementat proiectul. Sperăm, sperăm. Ați văzut, dăm de un gândac, ne oprim, dăm de o rădăcină de seculară, ne oprim, dăm... Vine gândac, iar ne oprim. Cămin. Cămin, tot așa am primit și documente, acum să e faza de licitație. O altă problemă care văd că la alții merge, la noi nu știu dacă s-au făcut măcar de mers, cu gaz. Vedeți că acum sunt tot fel de proiecte, de extindere rețelei, mai ales cu... Sunt atâtea ordonanțe, au trecut, au fost publicate din monitor oficial, sau cu... Este făcut un demers, în privința asta. Noi avem proiect produs și reactualizat de București. Am dat atunci pe el 800 de lei, de lei, l-am reactualizat. Nu mai este dat. Problema e felul următor. La extind, cine are rețea, un metru de rețea, păi pentru extindere pot obține orice fel de fond. E european de la bugetul de stat. Care nu are niciun metru, nu poate. Știți că cei la Transgaz... Le-au dat la de la Transgaz o dispoziție să se apuce ei. Dar ei nu se apucă, că ați văzut la viteză și plasa lor. Investiții de nu știu câte miliarde și au 80 de abonați în jumătate de an. Nu trebuie să gândim așa, că așa se pune păi problema și da, păi da, dar banii așa trebuie să dăm. Așa s-a pus problema și cu apa și i-am trimis pe oameni pe teren și ce-au întrebat? Mi-a costit că vrei apă? Băi, tata, eu am apă în fântână. Dar nu i-ai explicat motivul, băi, tata, ai des că eu
teren, de ce v-am întrebat cu apa? Știți că fântânele au început să stați? Eu știu. Nu vă întreb, nu vă întreb altceva. Nu spun numele pe camere. Și vă spun eu că... Am văzut la cineva, dar n-am văzut. Da. Apropo și de gaz. Și când i-am spus, dar știi că trebuie să plătești un abonament. Nu că am plătit. Într-un an, doi, o să vedeți problema și cu gazul. Nu să mai avem de miliuni de lei. Deci, vă poate să spună fiecare ce o spune, că nu trebuie ca în vântână. Eu tocmai am spus, ca și cu adisul. Odată ce s-a implementat și s-a promovat, toată lumea este obligat. Nu vrei, plătești taxa. Tot aia este. Ultima reactualizare de proiect, valoarea lucrărilor pe toată comuna era undeva la 310 miliarde. Așa și pe acolo. De ce nu se poate? Și de unde? Ce ne ține? Cere, prin fonduri europene, nu acum discutăm. Nu, fondurile europene nu dau pentru gaz. Nu dau pentru gaz, nu. Ce nu astea, guvernamentale? Deci nu mai dau pentru gaz. Păi și la Ministerul Economiei de pus. Felix, ca să dau Ministerul Economiei de pus. Eu am trăit-o direct în discuția cu ei. Ar trebui un pic de în 2012 noi am aprobat și stația de bombardare. La reactualizarea proiectului. La vreo două săptămâni aveam un lot eu în apropiere acolo. Ne-am trezit cu o 5 mașini de la Sibiu, de la Mediaș, de la gaz. Bucuros, băi, zic, dar ce repede au venit de ăștia două săptămâni, nu știu ce. Mă duc, eram cu mai mult zile de la adunat acolo, mă duc să-i întreb, zic, dar zic, așa de repede ați venit, nu? Zice, da, nu, noi facem o conductă care ducem la Chișinău. Băgăm o altă conductă până la Chișinău. Bun, zic, dar noi vreau, am făcut așa, avem un proiect pentru comuna Râsănești, gaze și asta. Și nu o să-l vedeți niciodată. Vise. Cum adică? Pentru că Transgazul a luat numai plase. Și dacă nu are de nimeni mai acoperit cheltuielile, dacă nu se găsește cineva în localitate, în comună, să preia el conducta, să distribui după aia, exact ca și la apartament, cei care stau la apartamente, știți. A luat cineva inițiativa, a băgat conducta pe scară și acolo s-au legat tot. Dar nu numai în ceea ce deci ori de unde, exact cum s-a băgat EON. A făcut Transgazul la Livez, a predat-o către EON, ca EON nu să facă branșamente. Și Transgazul se tragă banii de la EON. Dar și-a luat o barbă și EON, că nu prea se branșează nimic. Că de la poartă până la casă, e undeva 30 și ceva de milioane numai proiectul. Plus toate avizele care ies, sunt undeva la 80 de milioane cu tot. Și nu o să-l acordează. Atunci mai stăm așa încă 100 de ani, că e bine așa. Da, Felix, nu, și eu sunt de acord. Stăm așa că e bine așa. Și eu am umblat, ți-am spus, dacă n-am umblat, am fost la București, am stat unul la București. 2012. Doamne, cu cea mai mare plăcere, ăla era executat. Să nu uităm că suntem tot și în 2020, nu mai suntem în 2012. Da. Domnul? La eu o problemă asta, de acolo, unul de la altul, ce să mai vreau să fac? Doamna care vine de la București. Sigur. Să vedem care se face. Dacă reușim ceva. Nici nu știm acum, dacă ne primești, că nu mai sunt. Da, o băgat în hotărârea de guvern, acolo. Eu să știu. N-am primit niciodată. Da, asta. Aveți ceva? Domnul Petru? Da, eu făcut cadastrarea drumului. Am făcut totul, domnul Petru. Dosarul complet trimis la Ministerul la București. Da. Cadastrarea am făcut o direcție asigură. Da, număr de inventar, de la autorul. Tot, deci toată documentația e făcută, cu hotărâri, cu totul, tot trimisă la București. Cu plin, cu frumos, așteptăm. Și totuși revenim la gaz. Dacă din 2012... Acum vorbesc eu, după ce e, urmez. Trebuie să intensificăm pentru colectarea selectivă. Până la urmă tot acolo ajungem. Plătim și trebuie să o muncă dificilă, dar trebuie susținută. Și cu persoanele care mai sunt la compartimentele mai auxiliare din primărie, dus muncă de lăburire, învățăți și tot acolo. Până la urmă tot acolo să ajunge, dar cât ajunge mai repede, e mai bine. Și altă problemă, dacă vreți să mai vorbiți pe la ori undeva să, cu semnalul de telefonie. Deci iar prinde tot satul Albele și Poiana până la școală, că nici aia. Cum intri la școală spre Albele, gata, dispare. Deci, sunt și acolo vreo... Sunt și acolo vreo 150 de case până la școală. Păi, la
Mai mult, păi dar... Eu oare n-am spus într-o ședință să încercați să faceți niște tabele cu număr de telefon și... Dar s-a făcut, s-a dus, s-a dat. Noi, la nivelul caracterului, am făcut. Așa am făcut, da, am făcut. Și știți ce care vine răspunsul? Nu au finanțe. Bine, nu e pentru bunătățire. Pentru bunătățire. Da. Dar și noi e la fel. Dar ei n-au de loc? Mai aveți ceva dumneavoastră. Bunătății. Sunt pe două loc. Pentru. Revin eu, dacă îmi dați voi, în gaze, dacă din 2012, deși dosarul stă și s-a pus praful pe el, și acum a spus dumneavoastră că dacă nu avem acar nu, pe el... Nu, dar trebuie să-l apuie, nu avem semnat. Bine. Cum a spus dumneavoastră, că nu avem un metru, deci conduta trece pe la gura lui, pe la noi, la Bățănești, da? Deci... Hai să facem metrul ăla, ca să avem mai puțin să ne putem vesti, cum să ieși într-o acasă, da? Dacă noi îl ținem acolo, da, o trecut tot, dar nici nu putea să-i face nimic. Deci hai să facem un pic de linie, iar cu urmă să putem să... Da, da, nu-i trebuie stații de pompare. Deci... Păi asta să facem, dar vrea voi acolo la... Da, dar știți ce e cea mai scumpă, Vasile? Cea mai scumpă e stația. Aia e cea mai scumpă. Și unde duci, apropoare... Păi, facem stația și nu facem proiectul pentru toată Bățănești. Și stația aia cum o face. Ia să facem stația. Nu este așa că dacă ar putea spune așa parametri când locuitorul vrea atât, o fac din debitul ăla. La revedere, tu dacă legi unul, sari unul ăla în cap, nu poate să o. Îți zici, uite, ți-l dau să-l citești, să vezi ce spune acolo. Că l-am citit, cred că de 3 ori, proiectul ăla. Că și eu mă gândeam, dar de ce am să facem-o pentru o jumătate de sat sau ceva? E mic. 10 familii. Da, acolo spune destul de clar. Dar problema și spune, că am făcut un proiect, și mă retrag, am făcut un proiect acum care, prin arhivul ăsta, care toată lumea comentează. Bă, fraților, da. Plătim din bugetul public contribuții de 1800 de lei pe an pentru apă, dar proiectul e doar pe Bârsănești și sat. Dar oare noi suntem mai proști? Deci noi din Albele, așa, noi, eu sunt Bârsănești, Albele, da. N-are nici drum, n-are nici apă, n-are nimic, Albele contribuim din buget, contribuim din bugetul tuturor ca să facem proiecte, doar pe bucățiele, nu. Dar ce ești problemă e toată comuna fel. Asta îmi pare rău. Dar nu altele cu canalizarea și oameni trecut. Nu trebuie să vină ședința, domnule. Nu ce-ați spus, Virgul. Domnul președinte, eu vreau să mai aduc un punct în discuție. Mi-a adus mai asta. Deci, domnul primar, mai este necesar de puteri din astea pentru că nu se face și aerul. Astea în buget a făcut până să facem bugetul. Să prindem bază, ne cumpărăm. Nu știu, dar sunt cetățeni care sunt plătitori de taxe și nu au. Puberul. Pentru bună. La noi s-a ajuns, s-a ajuns la cererea noastră de 1400 sau 1300 și ceva de gospodării care sunt locuite, dar noi n-am dat la toți. Deci înseamnă că s-a făcut, cum s-a făcut cu buletinul la altul. Dar nu vă asunte, este acolo punctul Holbea, cum spune nimeni. Acolo nu au putere în față. Nu mi se pare corect nici să vie, să toată ziua să fii cu bunul acolo la pot, punem pubela aia mare și pe urmă să stea. Păi, dar cum e plătitor? Da, ațele și așa, deci, să ducă și mașina. În toate statele unei accesului greoi, toate au așa, deci nu numai la noi Bârsănești. O, e atât de greoi de acolo. Ia duceți la pentru să vedeți câte sunt. Tot drumul. Nu e atât de greoi. Nu e atât de greoi și să-și facă datoria. Nu e acces, ce face? Noi trebuie să deservim populația, domnule. Eu am înțeles. Trebuie dar dumneavoastră, domnule, vă rog, sătiți în locul nostru. V-ați asuma răspunderea să trimiteți mașina din noi iarna pe Holbea? Dacă pe răspunderea dumneavoastră. Nu pe răspunderea. Deci așa cum am spus eu, stați un pic, normal că o fac pe răspunderea mea odată și fac. Dar dacă fac un drum viabil de circulat, da. Eu pe banda aia nu știu ce drum viabil puteți face dumneavoastră. Să-l dezăpezi, să dați cu antiderapa, să topească zăpada. Și mașina poate circula. Că este balastat, drumul și se poate circula. Dacă dai un sare... Dacă ai dat sarele terminat. Ce am făcut noi pe toți? Dăm ca să ne ducem la Bastici. Haideți să reducem. Intra, așa e intra. E compartimentul dumneavoastră. Răspunderea dumneavoastră. Dar haideți să reducem impozitile, domnule. Haideți să reducem impozitile pentru cei care nu au posibilități, da? Hai să facem și lucrul ăsta. Păi așa, nu pe da. Stați un pic. Nici cetățeanul până la urmă, eu îți plătesc numai ca să-mi să-ți plătesc. Aș vrea să vă spun după ce terminăm ședința ce da, trebuie să vedeți. Așa de și eu întreb. Da, gata, am terminat. Cum se protejează cu portul ăsta care ei de pe și tuburile de pe lea? Au început să vă ciferești, domnule, că s-au adus ei, au făcut, domnule. Tuburile de pe lea, dar să punem în părul acolo la ajutorul, trebuie cu mașini, după ce se termină, le dă înapoi, pui să le iei, nu, dar de ce se le dea?
Postul CAF-ul l-a luat primăria în primit. Primăria ia tuburile, primăria ia podul, că noi avem nevoie. Dumneavoastră, pisonan 2, aveți din păcat un tub undeva, dar ce să-l cumpărăm? Păi, dar au zis cineva că l-a cumpărat el. Ce sunt? Cine e el? Eu am fost arătat. Trebuie și o dovadă. Trebuie să arătăm dovadă. Așa că zice pe ea nostru. Băi, păsica protiesă, eu l-a luat forțat. Mi-a dus să lege și mi-a dus pileul. Care eu am pus eu, de la Lupaș. Că de-aia vreau să, tuburile alea să rămână la primărie. Da, dar da. Fostul cea, eu l-am luat în primire primărie. A, nu există. Da. Și de ce să vii depozităm aici? Sigur că da. La primărie de voi, de-o bun de zonă. La primărie să fie inventarul primăriei și asta trebuie să mai dăm discuții că... Acum vrea să dai aici copul ăla, cum să duc la tine? Ce să dai? Da, ei! Când dă drumul la pod, spune că tai podul de acolo, că l-au adus tractoriștii, vreau vreau. Podul ăla i-a dus, mi-a spus un nene de acolo, care i-a dus de la Târgu Ocna, de la care a ferat. Da, și tot cu aprobarea primăriei, că nu se putea să te duci cu așa, singur, mă duc eu așa cum pot. Că ăla nu ți-l dădea ție persoană fizică și vă duce și spuneți că e inventar. Dar bine, știți. Dar este inventar. Cum este inventar? Dacă trei ani am venit, că el știe. Care au făcut ceva și din lucruri. La cineva. Nu primărie și atât. Da, nu dar de fapt, trebuie pune acolo ca să poată să circule în momentul când vine o arifă la acolo. Da. Eu acum am spus. Declar. Declar în chestii ședința. Mulțumim, domnule.